persoane interesate de dezvoltarea spirituală, de dezvoltarea concretă în afaceri, de fapt, persoane care sunt interesate de performanță, să se descopere cât de departe se moară energie. Nimic? Nu, dacă pregătirea e făcută ca cum trebuie și eu sper că o să fac cum trebuie, nu se întâmplă nimic. Adică nu este explicație concretă. Rămâne faptul că dacă faci o pregătire cu respirație, cu vizualizare, pur și simplu toată lumea trece la asta. Dacă cineva se arde, eu spun de fiecare dată, da, bineînțeles că cineva se arde. Dacă nu te pregătești ca lumea, adică e foc. Totuși, ceea ce vreau să spun, pentru că e important, nu este un experiment de facilism. Este un experiment pentru a descoperi că limitele noastre sunt mult mai îndepărtate decât credem de obicei. Deci nu e un fel de a te lauzi că ai trecut prin foc, sau pur și simplu, e un fel de a se cunoaște pe sine. Aici e România. Aici e România a doua oară, deci suntem la început. Noi fac destul de des, în restul două ore. Nu mă interesează. Bineînțeles că fac un seminar contra cost, nu mai sala asta cost, evident, dar afacerile se fac altfel. Păi bineînțeles că totul ce, ca orice lucru se plătește, dar desigur, dacă aș vrea să fac afaceri, fac altceva. Asta e ceva că pentru mine e foarte important, pentru că nu pot să înțelegi ce satisfacția este după niște zile. Lumea care mi sună zice, a reușit să fac asta, am depășit examenul, m-am declarat la femeia pe care îi iubesc. Adică toată lumea care a depășit niște stare de frică, se mai sună cu mulțumire. Adică niciun ban se compară cu asta. Ideea este că suntem mult, mult, mult mai puternici decât credem. Mesajul este, până acum ai crezut că nu poți să mergi prin foc și iată că poți, dacă îl faci într-un fel potrivit. E, ideea este, cât de alte limite ne punem în cap, care credem că nu putem să le facem, cât de fapt ajunge numai să faci acel pas. Adică trebuie numai să-l faci. Adică sunt mii de chestii care suntem opriți numai de frică și de credințe limitate. Asta e mesajul de bază. Adică cum poți să mergi prin foc, poți să faci alte chestii care de obicei te opresc. Să ne gândim la cineva care pentru noi reprezintă siguranța. Dacă vă convine, gândiți-vă la un prieten pe care voi considerați extraordinar de sigur. Deci închideți ochii un moment. Imaginați că aveți prietenul vostru în fața, îi vedeți din spate, îi vedeți capa. E gândiți-vă un moment. Acest prieten care vă reprezintă siguranța, prieten, om, figură storică, animal, nu contează. Tot ce pentru voi reprezintă siguranța de sine, ce gândește, ce vede, ce simte și când ați atins, ați înțeles, faceți fizic un mic pas în fața și intrați înăuntru. Faceți fizic acest mic pas și acum simțiți voi același lucru. Acum, ridicăm puțin pumnul drept și simțim cât de tare senzația de siguranță absolută. Siguranță că ceea ce facem este perfect, că nu vom face nimic, că de fapt tot va fi bine, tot va fi în îndeplinirea dorinței. Haideți!
acum, faceți-vă o imagine de tot ce pentru voi reprezintă iubire. Poate fi iubire pentru un copil, pentru un partener, pentru părinți, nu contează cine e mai religios, iubire cu Dumnezeu. Și mai important, că dacă transformați spre iubirea de sine, tot așa de neglijat. Deci, punerea piesă după, gândiți-vă un moment, vizualizați și când simțiți că senzația de iubire la maxim, închideți bun. În același timp, aceste trei stare, siguranța, distracție și iubire. Relaxați, nu? Și faceți din nou 4-5 ore, până când nu se crea, dar atenție, înainte de a da drumul la punct, așteptați să ridicați. După un pic, vedeți că numai faptul de a vechi în din declanșează senzația asta. Deci 4-5 ore de acest exercițiu care degeaba vei conduc pentru fiecare are timpul lui. Gândul de care vă veni în cap, sunteți absolut siguri că nu este o batalie de joc, eh? Cum vă simțiți? Mai mintri, mai norocoși, pregătiți la toate lucrurile pe care puteți să le recuperați, la probleme care trebuie să le rezolvați. Voi veniți să zâmbeți? Adus la un anumit nivel, ajung 5 minute în plus, senzația va fi precis cum dacă ați câștigat 1.000 de euro. Totuși, pentru că e o stare psihologică, nu? Dacă ați primit un telefon că ați pierdut 1.000 de euro, cred că starea voastră fi altă. Dar e ceva creat dinăuntru, suntem de acord. Perfect. Este o credință, adică o parte din creierul vostru, care totuși blochează această senzație, pentru că spune, frate, nu este adevărat. De ce te bați la, te pui în cap așa ceva, când de fapt nu este adevărat? Ok? Corect. Dar, e aici, intră în joc, toate povestea care se spunea dinainte despre radioul sintonizat. Se pare că dacă aveți curaj să simțiți emoția potrivită, cum dacă deja ați atins obiectivul va veni spre voi mult, mult, mult mai ușor. Asta e ce ne spune
biserica deci cu ideali, dar este pur și simplu un mecanism al Universului. Credeți sau nu, eu am verificat, norocul și ghinion există. Adică lumea la trage. De obicei, cine are gândurile neagre, ei se întâmplă toate felul de prostii, cine are gândurile că spune și este mai norocos om de lume, ei merg toate bine. Ok. Și simțiți toată partea emoțională. Dați voi. Imaginați-vă. Dacă vreți un exercițiu simplu, aproximativ ați plasat acest obiectiv peste un an, 6 luni, așa, perfect. Imaginați-vă, peste 2 ani, că vă amintiți ce s-a întâmplat, ok? E, povestiți la un prieten cum ați atins acest obiectiv. Aici, e
ci propone la fede, deve essere solo lui sul volo che dice, dai un momento, discutiamo no. Ok? E se non vorrei che sia, deci, chiara la sua idea, deci, le ripetiamo, la input che sia, posso fare, vorrei far fare, se li fa. Thank you.
deixa. Okay.